Banii pentru majorările de pensii nu există, atrage atenția fostul secretar de stat în Ministerul Finanțelor, Gabriel Biriș. Invitat la emisiunea Vocile care contează de la Euronews, el a explicat faptul că bugetul asigurărilor de pensii are deja un deficit de peste 10 miliarde de lei, iar suma va crește de anul viitor. Biriș a punctat și că majorările de salarii, promise tot anul viitor de guvernanți, vor avea un impact major asupra bugetului. Vorbim deja la anul de un deficit de 16,5 miliarde, la care se adaugă încă nu știm cât, minim 10, maxim 25. De unde avem bani? Nu avem bani. Ce se va întâmpla la anul și mai ales ce se va întâmpla din 2025? Greu de estimat. Probabil că vor exploda și TVA-ul și alte impozite. În plus, trebuie să nu uităm un lucru, că nimeni nu vorbește de asta. La anul mai avem un impact. Cel puțin la fel de mare ca cel al creșterii anunțate a pensiilor. Și anume creșterea salariului minim.